Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor, bine v-am regăsit. Cât e ceasul? 4 și... se vede? Se vede, nu? 16.35. 16.35 și dacă ar fi după 33. 33. Dragii mei, astăzi mergem să vedem dacă se confirmă povestea cu de la ora 5 plouă, nu? Parcă așa m-au zis eu, că nu ai spus că plouă. Azi am ieșit cu copilul la basket, se vede așa frumos. Sunt îmbrăcat cu răspunzător din cap până în picioare. Am și Adidas, am și ciorăpei de aia scurți. Mergem pe terenul de sport de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară. Sunt și eu foarte curios dacă e cineva la ora asta sau numai eu, ca nebun. Haideți să facem un test pentru astăzi, să vedem despre ce e vorba. Ia, pe aici la stânga. Neața, e cineva acolo? Mai sunt copilaș? Ia că facem un test și noi să... Doamne ajută, ați auzit că mai sunt copii. Asta e un lucru bun. Vrei să apar și tu un film? Nu vreau să apar. Scu, fetița mea, uitați, avem două mingi, era numai mingiucile. Sunteți pregătită pentru debutul pe... Depinde? Ce anume? Vedeți că e emoționat. Nu-i că... Așa, un părinte nu foarte sănătos, cu un copil care sper să iasă sănătos. Mergem la basket la ora... N-am zis? 16.35. Avem... 4 panouri libere, șmecherie. 4 sunt aici, domnișoare. Haideți, curaj. Am numărat toate, că se văd acolo spate. 1, 2, 3, 4. Bună ziua, domnilor. Bună ziua. La sport ați venit, da? Da, și am luat o pauză. Nu, dar toți patru pe telefoane ferească, Sfântul Sfântul. O pauză, da? Mă duc să mă antrenez un pic înainte și vă aștept acolo, da? Sunteți pregătiți, da? La concurență să facem o treabă ca... A, gata, i-am provocat pe băieții, dacă nici acum nu mi se arată. Domnișoară, care panou este al dumneavoastră? Care vi-l dori? Vă rog să vă alegeți. Nu, nu, încă nu știți, unde nu? Nu e distrus terenul. Terenul e distrus nicăieri, aia, nu degete. E chiar... Hai, arată. Mergem la umbra acolo, da? În stânga aici. Dragilor, am ajuns. Liceu alimentar, colegiul de industrie alimentară. Frumos aici. Da, da. Care e mingea mea? Dacă se poate, aia? Asta mai ați umflat? Am mingi corespunzătoare, asta mai trebuie umflată, să știți. Asta chiar mai trebuie umflată. O panou ăsta e mai micuț așa, dar... Oh, și doar am zis că... E treaba aici, e treaba, dragii mei, la industrial numărul 3. De ce se văd? Puteți da jos rucsacul din spate, să știți. Ca să nu... Da, m-am apucat de treabă. Vedeți că sunt serios, deci astăzi la ora 18 nu voi mai publica alt film, ăsta e filmul pe care îl public. Mă apuc de basket, se vede acolo. Treabă serioasă aici, nu... Să pricepi, micuță. Tăt-i tasul, credeți-mă, deci tăt-i tasul, n-ați mai văzut așa ceva. Tăt, uitați acolo, fiți atent, pac, deci cur. Am zis că da. Pun eu niște bani și am să cumpăr niște din alea, niște lanțuri. Lanțuri, dar ce trebuie la coșul ăla? Cum se cheamă? Pânza de la coș, nu? Plasa de la coș. Dar ce e asta? E o plasă din motive tradiționale, din fier, așa, din lanț. Ah. Deci, dragi părinți, ca să închidem așa într-un ritm sănătos, dragii mei, nu știți de ce am adus-o? Ca să dorm și eu liniștit noaptea. O, vă dați seama ce mult face să poți dormi noaptea. Dragi părinți, dacă vreți să dormiți liniștiți sau să mergeți la o bere, ceva, seara, aduceți copiii aici, un pic, nu mult, o oră. Îi potriviți bioritmul și gata. Asta zic că se poate. A fost așa pentru weekend, un fel de provocare. Știți cum e? Dă, Doamne, să plouă ca să nu mă pună fiica mea la alergat. Cam despre asta e vorba astăzi la industrial numărul 3, la liceul de tehnologie alimentară. Cum scrie acolo? Cole de tehnică alimentară. Copilul cu minte. Vă spun, de tătasul. Sus inimile, dragilor. Da? 4 coșuri. Deja a spus la punct. Dragii mei, ieșiți la sport. Liceele sunt deschise. Vă așteaptă la mișcare. Și chiar dacă nu suntem noi elevi, dar așa zice că îi ajutăm pe ei pe aici, pe acolo și treaba e bună. Sportul înseamnă sănătate, sportul înseamnă... Ia uitați, fiți atent acum. Dacă nu dă asta micul gor, nu dă. Ala era tapă asta. Ăsta a intrat. Ăsta în urmă.
sus inimile, sănătate maximă, bucurați-vă de weekendul care vine. L-ai dat peste? Doamne, doamne. Ne vedeți pe cei doi de acolo? Ei au fost adversari în mei. Așa-i fetei. Vreți să știți care a fost rezultatul? Nici n-are rost să vă spun. Ăsta. Haideți, da? Hai, ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. Curge apa. Da, da. Curge apa pe mine ca pe hidrant. Ce? Pe mine? Și pe dumneavoastră, domnișoară, curge un pic, dar parcă... Ia, cum arată picior de copil? L-ați văzut, da? Isu, Upul Suceava, venim. A confundat și două deșterupte, a confundat sala, parchetă din sală cu beton, cu asfalt. Aoleu, ce mi-ar plăcea să fie aici asfalt pentru copilaș din ăla, un tartar mai frumos. M-au făcut copiii ăștia, credeți-mă, m-au făcut ca la nufru, nici nu pot respira, nici nu. Aoleu, cu geapa pe mine, vă zic, ca pe hidrant, deci. Hai de mine, dragilor, se merită. Sportul e sănătos. E și frumos pentru cine știe, pentru cine nu. M-au bătut copiii ăia. N-au scos basketul din cap, credeți-mă pe cuvânt. N-au scos basketul din cap, niște chestii așa, până aici, până la umărul meu. Da, cu asta am vrut să închid. E 5 și cât? 17 și 10. N-a venit ploaia, deci prognoze neserioase. Dar măcar mi-am făcut amblaua, eu m-am ales cu apa, dumneavoastră cu imagine, băieții aia. Băieți buni, potențial. Iar cel care dă acum minge, e și ochelarist. L-am văzut așa, ia. Se dea. Se poate, se poate. Ia. Am apropiat un pic. Unde sunteți, dragilor? Mai încolo. Ele. Ai de mine. Vă spun, deci mi-au scos basketul. Ăla-i. Mi-au scos basketul din cap. Dragilor, sus inimile. Încă o dată, treceți la sport, nu stați în case. Că e păcat. Mare păcat. Amalia, mai ai picioare de julit? Doar puțin. Păi hai, ca să mergem, că n-are rost. Să-ți dau blau acum, că dacă dă și acum acord, mă făcea și de râs. Mă făcea de râs dacă vede acolo și acum. Ia. Da, mare. Mănâncă, mă. Ai, micea mea e dezumflată, nu? Da, din cauza asta, e dezumflată. Ia, poate? Hai un coș ca să închid și-o liniștit. Ăla-i. E altă minge, minge e de vină. Întotdeauna minge e de vină, să știi. Ia. Deci, pac, de acolo. Nu e mingea de vină. Piciorul că-i juriți, cred. O fi picior, de la piciori, nu? Sigur e de la piciori, spune. Felicitări, Amalia, felicitări. Peste 30 de coșuri, da? Eu plec, că nu mai pot și nu mai am nici putere. Amalia, ce? N-am jurit și eu acolo, da? Las, că nu se pune. Uite cum arată un tricou de om necăjit. Om bătrân la 50 de ani, mă țin copii. Doamne ajută. Sus inimile, dragilor, weekend frumos.